Hristos a înviat, dragi prieteni, suntem în stațiunea Covasna, în săptămâna luminată anului 2020 și vă arătăm că este liniște, este pace la izvor, nu este nicio persoană, pe stradă foarte puține persoane circulă, câteva mașini care au serviciu de curierat. Suntem în 25 aprilie 2020, în plină pandemie. Sperăm că peste câteva săptămâni să se ridice restricțiile militare. Stați în casă pentru că e mai bine acasă și să trecem cu toții cu bine. Pentru Covasna Press, Matei Schinteie. Doamne ajută, oameni buni!